cum v-a părut lansarea doamnei președinte? Ceea ce a atras atenția multora, s-a renunțat la sloganul oameni buni și vremuri bune, practic s-a renunțat la culoarea galbenă și cel mai important, sloganul campaniei doamnei Maia Sandu este pentru Moldova. Dar eu țin minte, noi am discutat cu dumneavoastră aici de câteva ori că este sloganul dumneavoastră. Domnul Gonță, toată țara a fost și este martori la... Stau bannerile prin țară despre care m-ați întrebat și dumneavoastră. Partidul nostru, Renato Usat, e pentru Moldova. Cu struguri m-ați întrebat prima dată, încă mai mult timp. O furat sloganul ăsta, că nu pot spui că nu știu, că dacă cumva bannerile astea apăreau cu două zile înainte, putem, într-adevăr, pe bunii, să credem că nu le-au văzut. Dacă în bannerile astea stau toată țara, când deja sunt tricouri la partid, nu pot să o faci pe neznaiu. Poate să le dau și niște tricouri. Da, trecut am vorbit cu dumneavoastră despre persoanele care au fost implicate în recensământ. Ți-mi minte că am spus că le-au luat 5.800 de rucsaci înapoi și 5.800 de vești. Le-au lăsat numai tricouul și chipiul. Nu înțelegem logica, pasul era cu galben, dar astea erau albastre. Am cam înțeles pentru ce le-au luat la oameni înapoi aceste rucsacuri. Eu am fără glumă, spun, fără ironie. Ele parcă văd ca să apară mâine în campania electorală la activiști PAS. Da, dar astea pe banii statului au fost cumpărați. Apoi asta e problema, că au fost cumpărați pe banii statului. Deși eu văd eșec în această lansare a domniei. Mai mulți oameni din PAS, care pe bune, pe timpuri au suferit din cauza lui Plahotniuc, au fost cumva așezați pe rândurile 4, 5, 6, 7. În față erau așei cu care eu luptat. Vrabii striga pentru Moldova alături de Plahotniuc, secretar general la Partidul Democrat. Eu am auzit de la unii din PAS, care zic, băi, noi chiar pentru asta am luptat, ca pe noi la lansare să ne pui în spate și în față să-l scoate pe șeala, care era una din persoanele cheie pe timpul lui Plahotniuc, și contra care eu au luptat inclusiv la ultimele locale și au făcut de varză și oță. Îți spun o altă părere, încă o dată, de la cei din PAS, că acolo doamne ferește se întâmplă la Moladen și Gheorghe. Spune, la mine pe frate, nu stau zici că l-au făcut băcăți miliția de 7 aprilie 2009. Și aici era atunci ministrul apărării și atunci în piață lucra așa MONU, și Ministerul Apărării, 7 aprilie 2009, și el a mușat din primul rând și este aplaudat de Maia Sandu și mai departe. Căruce, ca să înțelegi, dominatorul nu s-a dus. Spânul demonstrativ a plecat și am merge prin teritorii, prin sate, cum am spus, cum pățanul se pregătește partidul. Deci, desemnarea lui Maia Sandu a dat start pregătirii pentru primul congres a partidului lui Spânul.